ce faceți? Am zis să vă arăt ce a cumpărat soțul din Dedeman. Am pus o piscină la țară, cei care mă urmăriți pe Instagram știți asta. Ne-am bălăcit deja câteva zile bune, dar acum a trebuit să cumpărăm aceste pastile ca să nu se înverzească apa, în fine, știți, voi din astea de clor, tablete maxi, și-a luat așa o din asta mare de 1 kg, are, nu știu, parcă 6 pastile, ceva de genul. Și pe asta am avut-o și în anii trecuți și ne-a plăcut, adică a dat rezultate bune. Și s-a gândit să ia și colăcei pentru copii din ăștia în formă de albinuță. Lui Ianis nu-i trebuie, lui Sorin îi trebuia, dar a zis că dacă ia unul se vor certa pe el și în fine, știți voi, așa că a cumpărat 2. Pe ăștia nu știu cât a dat, o să vă las în descriere dacă vă interesează să intru să mă uit, dar cert este că sunt foarte, foarte drăguți. Cu siguranță după ce o să se termine de bălăcit o să se joace așa cu ei, pentru că sunt super, super drăguței. Acum aștept în parcare la Mac, sunt cu bebele în mașină pentru că a plecat cu Ianis să cumpere Mac. Da, stați că mi-a sunat telefonul și cum vă ziceam, aștept să le ia la copii Mac, iar eu i-am zis să-mi iau un frappe pentru că chiar aș fi băut unul de aici, un frappe, n-am mai băut de mult un frappe de la ei și aveam poftă, am zis că dacă tot se duce să-mi ia și mie un frappe. Ce faci, băbulică? Haideți că am desfăcut cutia de Dero, să vi-l arăt și vouă. Cutia asta cu 96 de pastile din astea Ariel are așa două pungi, câte 48 de capsule. Deci nu vreți să știți că am desfăcut-o acum și miroase efectiv peste tot. A fost super ofertă, de asta am zis să vă arăt și vouă. Vreau să urmăriți și voi oferta asta în Kaufland pentru că o bagă foarte des. Foarte des, adică, nu știu, am văzut-o și luna trecută și acum câteva luni și acum am luat-o și eu, era nebunie așa pe ele. De la 144 de lei am luat-o cu 89 de lei, 90 de lei. Adică să ai 54 de lei reducere la aceste capsule care sunt foarte, foarte bune, să știți că e foarte, foarte avantajos din punctul meu de vedere. Mie îmi plac super mult astea și acum de câte ori o să le prind la ofertă o să le iau. N-ar avea rost să le iau la preț întreg odată ce ei în Kaufland le bagă la ofertă. Punga așa, o desfaci aici și după aceea le depozitezi unde vrei, le lași în pungă, o prinzi și așa mai departe. Miros senzațional, am zis să le iau, mai am de rost, pentru că v-am arătat acum câteva zile că mi-am luat Dero lichid, dar odată ce am găsit oferta asta n-aveam cum să nu o iau. Soțul zice că pot să-mi deschid depozit de detergenți pentru că într-adevăr așa e, în casa plină. Dacă îmi găsesc oferte, sinceră să fiu, eu nu prea le ratez pentru că de ce să le iau la preț întreg când pur și simplu le pot lua reduse. La fel și cu Dero lichid. L-am găsit redus, chiar dacă mai aveam și l-am luat. Mai aveam și pudră, mai aveam jumătate dintr-unul lichid, așa că l-am luat. A fost reducere, l-am luat și odată ce le-am găsit și pe astea reduse, le-am luat și pe astea. Deci eu le-am luat din Kaufland, puteți să urmăriți revista lunară, că sigur le găsiți reduse destul de des. Sau și în alte părți, dar eu le-am luat din Kaufland, v-am zis, de la 144 de lei la 90 de lei. O cutie cu două pungi așa. Am fost și am cumpărat un aparat de țânțari, nu știu, am dat 26 de lei pe el. Noi nu aveam probleme cu țânțarii, dar acum, întinzând hainele afară seara, au năvălit peste noi în casă și am fost să iau aparat din ăsta cu soluție. După aceea pot să pun și pastile și soluție și, în fine, îl bag în priză. M-a impresionat care acest buton de pornire. Eu am mai avut în trecut și n-avea buton. Sper să facă față pentru că efectiv ne-a ciuruit. Așa, haideți să vă arăt ce am primit de la urmăritoare. Vreau să-i mulțumesc pe această cale Carinei, care mi-a mai trimis un pachet și de Crăciun acum un an și ceva, deci nu Crăciunul care a trecut, ci acum, da, un an și jumătate. Îi mulțumesc din suflet. Mă bucur că a dorit să filmez produsele pe care ea mi le-a trimis, atunci n-a fost de acord, nu știu, ori avea emoții, ori n-a vrut să spun despre asta. Să știți că noi l-am primit deja de ieri, doar că nu am apucat să îl filmez.
Mai sunt câteva chestii pentru copilași, am primit și o scrisorică frumoasă, a fost ambalat, au fost ambalate, dar noi copiii de fapt au tăbărât așa pe el, ca să zic, au dat năvală peste produse și tocmai de asta o să le vedeți puse prin anumite chestii și n-am apucat să vi le mai arăt cum erau ele frumoase, dar în fine, măcar vă arăt așa acum o parte din ele. Mai sunt niște bomboane pentru copii, niște geleuri, sucuri, dar alea sunt începute, sunt puse cam la locul lor peste tot, adică mai sunt și un set cu pateuri, că ea tot zice că noi cumpărăm foarte des pateuri și a văzut treaba asta. În fine, vreau să-i mulțumesc încă o dată, îți mulțumim mult, Carina, oricum să știi că noi am fost foarte fericiți, oricum ți-am lăsat și mesaj, știi bine. Este o urmăritoare care mă îndrăgește, ne îndrăgește. Data trecută mi-a trimis și hăinuțe pentru copilaș, deci chiar vreau să-i mulțumim din tot sufletul și cele care treceți prin treaba asta, știți cât de mult înseamnă pentru voi cele care faceți treabă aici în online. Eu îi mulțumesc pentru fiecare lucru în parte. Așa că haideți să vă arăt ce mi-a mai rămas din ele. Avem aici o sticlă din asta de vin, se vede că a fost la rece, o să o bag bineînțeles din nou la rece. Mă scuzați, pe fundal se aude mașina de spălat, copilașii dorm și nu am putut să mai ies să filmez la bucătărie. Aici o sticlă din asta de vin, apropo sunt produse din afară pentru că ea locuiește în afară. Aici o cutie din asta de biscuiți cu ciocolată albă și neagră, conține așa niște pachete, să știți că am încercat și eu, foarte buni, îi plac lui Ianis, doar că îi dau așa cu porția, că știți că el are probleme cu tot ce ține de cacao, foarte, foarte buni, vreau să vă zic că sunt ăștia. Aici niște croasante din astea cu ciocolată, sunt așa împachetate individual, doar că noi le-am început și au mai rămas astea, tot de la frigider sunt și astea, foarte bune, sunt așa mini croasante, ca să le zic așa. Aici mi-a trimis o cutie cu capsule, doar că eu cutia era foarte storcită și am aruncat-o și am pus în ce cutie mai aveam eu acolo și mi-a trimis un sortiment pe care eu nu l-am folosit niciodată, se numește Extra Forte, vă dați seama că e foarte puternică, dar încă n-am încercat-o, soțul zice că e bună, el bea cafea foarte tare, dacă nu îmi place că e foarte tare, eu o să adaug lapte și pot să o beau cu siguranță. Abia aștept să o încerc și eu cred că mâine o să o încerc. Am mai avut de ale mele și am zis să nu le încerc pe toate. Într-o zi vă dați seama. Mi-a trimis aici un din ăsta, cum îi zice, Nes, un mini borcanel, așa, îmi place foarte mult borcanașul ăsta. Și tot soțul bea Nes. Eu beau, dar foarte, foarte rar. Nu știu dacă beau de două ori pe an, dar cine știe. Nu știu, vreau să vă zic, în scrisorica pe care mi-a trimis-o, practic erau așa toate lucrurile pe care mi le-a trimis scrise în scrisoare și care cui se cuvin, la modul că știu că soțul îi place asta, știu că tu bei asta, mănânci asta, copiii adoră geleurile, în fine, tot fel de chestii frumoase, deci am rămas nu că plăcut impresionată, mega entuziasmată și nu mă așteptam, sincer, pentru că nu m-a anunțat dinainte, m-a anunțat fix când mi-a venit coletul, înainte să ajungă cu câteva ore. Aici un pachet din ăsta de cafea, încă unul aici, doar că, nu știu, altă culoare are acest ambalaj, după cum puteți să vedeți și voi. Aici am avut o din asta cu, cum îi zice, cu pateu, doar că sunt la frigider, nu le-am mai scos, că le-am desfăcut din folie și am zis să scot unul să vi-l arăt. A fost un pachet cu 6, punem deoparte. Aici avem ton din asta, un sos în ulei, ceva de genul. Ianis iubește tonul și asta zic, era mesaj că tonul este pentru Ianis, știu cât de mult îl adoră. Aici este din nou ton, doar că este din ăsta în sos de tomate, ăsta îmi place mie, știți că eu îmi cumpăr și folosesc, îmi place foarte mult, are tot așa 3 și ăsta. Astea sunt pentru soțul meu, îi plac foarte mult stafidele, le mănâncă exact așa cum le vedeți și sunt pentru el, deci v-am zis, fiecare lucru în parte a fost așa creat pentru fiecare dintre noi, foarte frumos că s-a gândit la treaba asta. Avem aici niște ciocolate și au mai fost 2 albe.
doar că pe cele albe una a desfăcut-o Ianis și una am pus-o eu practic deoparte pentru el și n-am mai scos-o acum. Și aici mai sunt încă patru, doar că din astea cu lapte și cacao. Știe că Ianis n-are voie cacao și mi-a luat și două albe, plus patru din astea așa cu cacao, sunt din astea mari. Aici avem biscuiți din ăștia pe care îi găsim și aici, așa două pachete. Din ăsta a început Ianis, a luat un biscuite și mai e ăsta, cel de-al doilea pachet. O să le pun din nou la locul lor. Au fost și ele ambalate în cutie, au avut și pufuleți din aia de spumă deasupra. Asta ca să vă dați seama cât de drăguți au fost împachetați. Și aici un pachet cu biscuiți din ăștia. Vorbeam cu ea prin mesaje și îi spuneam că Ianis mai nou mănâncă biscuiți din ăia, nu biscuiți, iaurt cu biscuiți din ăla de la Danone, și mă pune să-i adaug biscuiți și de multe ori îi spuneam că sunt după biscuiți, și mi-a trimis să am practic un box așa cu 4 pachete de biscuiți. Acum am să-mi ajungă, pentru că numai la asta folosim biscuiții, numai să mănânce Ianis și îi mai dau lui Sorin așa în mână cât un biscuit, foarte, foarte rar, pentru că el nu prea mănâncă. Și restul, ce v-am mai zis despre ele, sunt la frigider, n-avea rost să le mai scot, suculețele, jeleurile și bomboanele copiilor, deci n-avea rost să le mai scot. Să știți că în viața asta nu contează ce, cât primești, contează cum sunt dăruite și, nu știu, așa din suflet, și orice atenție în viața asta pe care o primiți contează foarte, foarte mult și trebuie să știm să fim recunoscători la rândul nostru, pentru că e foarte important că cineva să-ți dea ceva din puținul lui înseamnă foarte mult, să știți. Oricât poți să primești și o scamă, eu așa zic tot timpul, dar să o primești așa din suflet și de la oamenii care trebuie. Carina, îți mulțumim încă o dată. Cei care mă urmăriți de mult, știți că eu v-am mai spus că am primit de la ea pachet. Ăsta este cel de-al doilea și vreau să vă zic că sunt foarte, foarte, foarte entuziasmată și foarte recunoscătoare. Mă simt, nu știu, mă simt copleșită și ea știe treaba asta, dar am zis să împărtășesc această bucurie de data asta cu voi. Bineînțeles că i-am cerut acordul cum mi l-am cerut și atunci, doar că, nu știu, nu a vrut să filmez și acum a fost de acord și mă bucur că a făcut toată treaba asta. Așa că, dragilor, vă las. Vreau să le pun la locul lor. Asta voiam să vă arăt. Și să știți și voi așa cât de mult contează aceste gesturi în viață. Pentru că ea știe cât de recunoscătoare sunt eu din totdeauna. Nu din, de când a început ea să-mi trimită pachete. Așa că, dragilor, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final, vă pup, ne auzim data viitoare tot aici și să faceți un bine, să știți că dacă faceți un bine în viață, vi se întoarce înzecit de fiecare dată.